Gunoaiele de pe drumurile publice din Breznița de Ocol sunt date uitării întrucât de Ziua Pământului, echipa PSD a dat dovadă de o mobilizare armonioasă și în această comună. Cătălin Drăghici s-a alăturat campaniei de ecologizare organizată la nivel național, făcând un apel către cetățeni de a menține un mediu curat. Întrucât un mediu curat înseamnă un mediu sănătos, Cătălin Drăghici, primarul PSD al comunei Breznița de Ocol, s-a implicat în mod direct în campania de ecologizare. Peturile, deșeurile și resturile menajere sunt date uitării, însă pentru menținerea unui mediu curat, primarul le transmite concetățenilor lui faptul că distrugerea sau întreținerea mediului înconjurător stă în mâinile fiecăruia. Având în vedere că astăzi sărbătorim Ziua Planetei Pământ, am sărbătorit-o și noi prin muncă, prin strângere, după cum vedeți și noastră, a gunoaielor, a ecologizării chiar a anumitor zone. Din păcate, majoritatea cetățenilor care tranzitează comuna, nu numai din comună, fiind drum județean, la toate podețele, pe șanțuri, aruncă din mers, aruncă din Severin, trec către celelalte comune și aruncă, așa e românul nostru. Până la urmă, dacă nu ne inspirăm unii de la alții să fim mai buni, până la urmă, știți și noastră, Pământul ne dă resurse, viață, tot ce trebuie, noi trebuie să nu-l poluăm. În data de 15 iunie, la nivelul comunei Breznița Ocol, avem organizată din nou o astfel de acțiune și iar pe această cale, cu prilejul dumneavoastră, vreau să-i anunț, dacă doresc, să se alăture nouă și alți voluntari, împreună cu cei de la Geopar și noi de la primărie, consilieri locali, eu, cât și doamna viceprimar, vrem să facem o acțiune mult mai mare de ecologizare a întregii zone. Prezent la Breznița de Ocol a fost și Aladin Georgescu, președintele PSD Mehedinți, care alături de ceilalți membri ai echipei a participat la acțiunea de ecologizare, dorind ca responsabilitatea civică să fie evidențiată de către toți cetățenii, întrucât reducerea poluării și menținerea unui mediu curat ar trebui să fie obiectivele fiecăruia dintre noi.